Eu nu înțeleg, sincer, chiar nu înțeleg ce mână pe Dani în lupta asta de a rămâne cu Denisa. Deși el a spus foarte clar că s-a îndrăgostit la prima vedere de Diana. Chiar nu-l înțeleg. Cred că doamna Simona ar fi trebuit să știe despre discuția de ieri dintre Dima și Dani, și anume că cei din staff și producția ar face jocurile acestea ca să o înlăture pe Denisa și să intre Diana într-o relație cu Dani. Pentru că mă gândesc că el își dorește gen să rămână într-o relație cu Denisa tocmai ca să nu facă jocul stafului. Ați văzut că îi explicat Denise și pe canapea că o să înțeleagă ea mai târziu sau că o să vorbim despre chestia asta mai târziu și atunci o să înțelegi. Dar eu cred că faptul că el s-a îndrăgostit de Diana nu are nicio legătură cu staful. Adică nu înțeleg. I-a dat pastile de dragoste sau cum. Aia a fost sentimentul lui. El a fost sentimentul lui. El a simțit să se îndrăgostească de fata aia indiferent de orice altceva. Iar dacă oamenii ăștia au văzut că tu te-ai îndrăgostit și a vrut să te ajute, nu înțeleg.